nimeni nu se agită de la sirene. Oare toată lumea știe că sunt repetiții, că sunt testări? Sau toată lumea are încredere în scutul NATO? Gara de Nord a fost bombardată intens în martie 44 de americani. Că atunci România era împreună cu Germania nazistă. A trecut și alarma aeriană. S-a făcut liniște și pace. Doar că nu foarte departe de aici e război. Și alarmele sunt reale. Și avem în gară și acum refugiați. Atunci în martie 44 erau refugiați din Basarabia. Acum sunt refugiați din Basarabia istorică, regiunea Odessa, din vestul Ucrainei, care de un an e invadat de armata rusă și nemții ne apără.